Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Maramureșul azi. Vorbim astăzi despre fondurile europene, despre formare profesională, despre cum putem să facem în așa fel încât să ne dezvoltăm poate mai bine cariera și mai ales dacă suntem într-o situație de șomaj, cum am putea să ieșim din ea sau cel puțin să facem acele lucruri importante pentru ca angajatorii să aibă o mai mare atractivitate față de cei care au nevoie de un loc de muncă. Vorbim despre acest subiect în această seară cu doamna Valeria Motoc, furnizor de formare profesională pentru adulți. Bună seara și bine ați venit! Da, bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur că am primit invitația de la dumneavoastră. Sunt onorată să-mi prezint activitățile pe care societatea pe care o coordonez le desfășoară. Noi suntem pe raza Sighetului și Maramureșul istoric. Din 2011 pot să spun și pot să mă mândresc că noi am încercat să venim cu un aport nou pentru persoanele care se află în dificultate în căutarea unui loc de muncă. Ce am putea noi spune și că facem în acest sens? Căutăm să testăm piața pentru a identifica acele profesii care au nevoie angajatorii noștri din Sighetul Marmației, din zona noastră, pentru ca noi să putem ca să calificăm, să specializăm, să perfecționăm sau să inițiem persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă. Noi ne referim doar numai și numai pentru adulți. Societatea sau centrul pe care îl coordonez are peste 40 de acreditări în diferite domenii, în turism, în alimentație publică, în construcții, în lemn și multe alte activități pe care ni le cer cei din administrația. Bun, ceea ce spuneți dumneavoastră, înțeleg, este că un adult aflat într-o situație, de exemplu, de șomaj sau a rămas fără loc de muncă, poate nu mai beneficiază nici de acel ajutor de șomaj, poate la un moment dat să se gândească la o perfecționare într-un anumit domeniu, apelând la cursurile societăți comerciale care se ocupă cu această formare. Nu numai șomeri, noi nu ne adresăm numai la șomeri. Sunt persoane, de exemplu, care sunt în alte localități sau își înființează societăți sau știu ce vor să își dezvolte pe raza noastră. Și atunci noi suntem interesați ca cei care își deschid astfel de afaceri sau se angajează să fie specializați sau calificați. De regulă noi încercăm să aducem calificări pentru că sunt cele mai bune și dă un statut omului de încredere, pentru că una când ești calificat sau una când ești muncitor necalificat. Bun. La ora actuală, din experiența pe care o aveți de atâta vreme, care sunt cele mai căutate cursuri de perfecționare și mai ales cum ajută ele după ce sunt absolvite? Da. La cursuri, dacă m-ați întrebat, pentru cursurile de perfecționare sunt cursurile de expert în achiziții publice, expert fiscal, cei care lucrează în domeniu, pentru că aici este specializare și perfecționare. Cei care lucrează cu banul public este obligatoriu a-și perfecționa. În achizițiile s-a schimbat legea, în achizițiile publice, normal că noi suntem obligați să aducem noutăți pentru a ajuta toți cei care lucrează și fac absorbție de bani europeni și nu numai. Deci pentru a nu încălca legea. Iar cei pentru expert fiscal se referă tot la lucrători din domeniu, mă refer la în administrația publică, cei care sunt în la venituri și încasează amenzi, bani, sunt anumite criterii. Deci pentru a putea ca tu, ca specialist, ceea ce faci, să nu încalci legea. Că astăzi este foarte ușor a încălca și fără să-ți dai seama.
Bun, dumneavoastră spuneți că și angajații, de exemplu, din administrația publică locală, ce simt că necesită o anumită perfecționare și calificare, pot să apeleze la astfel de cursuri. E important să le spuneți până la urmă și costurile. Cam în medie, la ce valoare se ridică costurile unei astfel de curs, indiferent că vorbim de, să spunem, cele mai elaborate mai pe perioadă mai lungă sau pe perioadă mai scurtă. Cam care e și durata, poate? Normal. Costurile diferă de la numărul de ore pe care este în programa de specializare, perfecționare. Pentru calificare, costurile sunt mult mai mari, pentru că a aduce un adult să-l califici este nevoie de timp. După aia este nevoie de a aduce tot ce este nou în materia respectivă. Dau un exemplu. În instalații, un instalator. Eu nu pot să-l duc un instalator la metode învechite, pentru că tu trebuie să fii în pas cu noutățile care apar. Costurile pentru materialele care se aprovizionează, deci sunt mai mari, normal că durata la 720 de ore plus costurile care sunt undeva la 1000, deci 1000 de lei ar fi costul pentru un astfel de curs. Bun, noastră spuneți că acestea sunt mai scumpe, dar pe de altă parte am putea completa și faptul că după o astfel de calificare, practic rămâi cu o meserie în mână și poți să o practici deja ca și muncitor calificat, nu neapărat necalificat. Vreau să spun că pentru tot ce trece sau tot ce se perfecționează și se califică la noi, noi suntem societate autorizată de Ministerul Muncii și Ministerul Învățământului, deci ceea ce noi încercăm să aducem și vrem ca să aducem calitate, pentru că asta este economia de piață și așa considerăm că pentru a fi în top și a fi o firmă credibilă este nevoie ca noi să și lectorii cu care colaborăm să fie bine intenționați, adică ceea ce este în programă să aducă și să transmită cursanților exact ceea ce este nevoie și util pentru calificare, specializare, perfecționare și așa mai departe. Deci pentru tipurile pe care le avem autorizate. Da, mai spuneați că există cursuri la mare cerere. Pe de altă parte, mă gândesc că sunt și oameni care deja au, să spunem, o pensiune, o mică afacere deschisă, dar nu au neapărat calificările potrivite. De exemplu, administrator de pensiune este una dintre calificările pe care le oferiți? Da. Da, și ne mândrim cu astfel de calificare, având în vedere că și o parte din personalul pe care îl avem noi angajat la firmă sunt specialiste în turism, sunt absolvente de turism și cu vechime în formare. Și este adevărat că se cer foarte multe cursuri de administrator pensiune turistică, cameristă, dar ce este acum în vogă și la mare căutare este agricultor în creșterea animalelor și cultura plantelor, având în vedere că sunt proiecte care se depun până la 31 iulie și atunci unul dintre punctajele pe care depunătorii le au este de a-și însuși cursul, deci până la data depunerii să fie finalizat cursul. Cursul este de 360 de ore, are mai multe competențe pentru că are și pentru cultura plantelor și pentru cultura creșterea animalelor. Și atunci este 2 în 1. Noi așa ne spunem că facem cursul 2 în 1. Deci sunt două cursuri într-unul singur. Da, sunt realizate cu bănuiesc profesori calificați. Absolut, absolut. Cu ingineri. Există în și domeniu. Practică în teren? Este. Sigur că da. Orice curs pe care noi îl organizăm, din numărul de ore, o treime este pentru teorie și restul este pentru practică. Deci dacă din 360 de ore, 120 de ore, îl avem pentru teorie și restul e pentru practică.
Da, putem să ne gândim și la faptul că e nevoie pe piața muncii și de muncitori calificați pentru, să spunem, infrastructura. Am văzut deseori anunțuri de genul în care firme de construcții caută, începând cu zugrav și terminând cu muncitori calificați pentru realizarea de drumuri, poduri, podețe. Așadar, oameni care de cele mai multe ori ne trezim cu faptul că pleacă în străinătate mulți dintre ei și rămân alții care sunt necalificați, dar care și-ar dori un loc de muncă. Există cursuri și pentru aceștia? Da, absolut. Ce vreau să spun? Este foarte important în toată discuția sau ce înseamnă cu un centru de formare profesională și pentru adulți și societățile comerciale care sunt în zonă. Este foarte bine și ca cei care doresc să apeleze la serviciile noastre, să pot încheia convenții, parteneriate în vederea calificării și instruirii personalul pe care acestea îl au. Vreau să spun cu mândrie că am avut o colaborare extraordinară cu cei de la Vital Baia Mare, în vederea că s-a creat contracte, deci am fost selectați în vederea calificării. Asta spune foarte mult cât operator economic de apă, cum este Vitalul, să ajungi să faci instalator, electromecanic, operator de la apă, la tratarea apei, deci sunt meserii foarte sensibile și cu credibilitate, deci absolut credibile, că nu-i tot una că tu, știu eu, încerci să califici, dar nu la standardele pe care sunt. Și având în vedere că s-au adus noutăți cu îmbunătățirea la calitatea apei, normal că și cei personalul care lucrează era nevoit să ajungă, să știe să lucreze pe aparatura care ei au fost dotați. Ați vorbit despre depunerea proiectelor pe fonduri europene pentru fermieri până în 31 iulie, da, care au ca și condiție principală și realizarea unui curs de fermier sau agricultor. Aș vrea să ne dați poate mai multe detalii puțin despre aceste proiecte, care mai sunt două luni până când mai pot fi ele depuse, 31 iulie, da, pe ce anume se pot depune proiecte, ce ar trebui să știe de respectatorii noștri care ne urmăresc poate din zona rurală și sunt interesați și iată, li se pare atractiv și li se pare important ca până în 31 iulie să aibă toate informațiile și să poată să-și depună un astfel de proiect. Absolut. Sunt foarte multe surse de finanțare pentru 2017. Din toată chestiunea sunt pentru societăți comerciale, pentru autorități publice, pentru tineri fermieri, pentru ONG-uri, dar întotdeauna, deci, cei care doresc să găsească o informație, este foarte bine de știut ca să știe și ce anume site-uri, trebuie să caute și să identifice liniile de finanțare, ghidurile care apar pentru aș face proiectele în domeniu. Este foarte bine de știut și mă refer la toată lumea pentru a cunoaște site-urile pe care le are să dau aceste linii de finanțare. Aș vrea să enumer pe www.mdr.ro. Alt site este www.fonduri-structurare.ro, unde zilnic sunt noutăți care apar. Acum, ce aș putea să spun pentru că am început cu micii, cu pe linia agricolă, de sprijin pentru înființarea de activități non-agricole în zonele rurale. Avem, deci asta se referă la fermieri, membrii unei gospodării agricole care vor să își înființeze o activitate. Ce trebuie de știut din toată chestiunea asta? Că contribuția este zero, sumele de bani care se dau sunt între 50.000 și 70.000 de euro, deci nu lei, euro. Activitățile se desfășoară pe o durată de 2 ani.
Sprijin pentru tinerii fermieri, aș vrea să îl spun, că îs la îndemâna multora. Să-mi spui ce înseamnă tineri fermieri, până la ce vârstă? 40 de ani. Până la 40 deci de ani. 40 de ani este vârsta la care se consideră că ești tânăr fermier. Mai peste 40 de ani sunt alte măsuri care să iau. Deci, la tânărul fermier este bine de știut că este un articolul 2 din regulamentul Uniunii Europene, numărul 1305 din 2013. Deci, ce înseamnă asta pentru instalare unui tânăr fermier? Și aici sumele de bani sunt pentru exploatații forestiere, pentru exploatații agricole cu dimensiuni cuprinse între 1200 și 50.000. Așa. Și ce trebuie să aibă? Data când aceștia își depun proiectele pe măsura 6.1, ei trebuie să aibă înființat o societate, deci în domeniul pe care codul CAEN îl cere. Un cod CAEN agricol în cadrul întreprinderii deja care urmează să o desfășoare. Da, tinerii fermieri până la urmă care ne urmăresc până în 40 de ani, spuneați dumneavoastră, pot să acceseze fondurile acestea să depună proiectele până în 31 iulie. Probabil că va fi și cu prelungire, că întotdeauna... Pe ce, să spunem, domenii și în ce formă ar trebui să depună aceste proiecte? Pentru ce? Construirea unei pensiuni pentru o fermă de animale? Care ar fi, să spunem, deci, noi trebuie să ne gândim acum logic. În primul rând, tânărul sau persoana care dorește să-și depună proiectul, în primul rând trebuie să apeleze la un consultant, deci care să-i scrie proiectul. Nu se poate ca cineva, adică se poate dacă totuși dorești, dar ca să fie eligibil și să respecti toate criteriile de eligibilitate din ghidul măsurii respective, tu trebuie deci să respecti cu strictețe. Adresându-te la consultanți care au experiență și care au scris proiecte, atunci sigur că cei care vor depune pe măsurile non-agricole pentru înființare de ferme, pentru turistic, pentru abatoare, pentru o fabricuță de lapte, containere pentru sacrificare, pentru abatoare, sunt o grămadă de lucruri care pot să depună pentru construcții, pentru lărgirea, deci pentru extinderi la construcția, deci referitor de turism. Am înțeles. Deci asta înseamnă că fiecare trebuie să gândească ce anume ar ce vrea dorește, să facă, ce dar dorește. Trebuie să și apeleze la o firmă. Spuneți-ne de ce e nevoie, până la urmă, de apelarea la o firmă specializată de consultanță? Distinse domn, o firmă de consultanță care are o experiență, lucrează pe norme europene, îi aduce omului respectiv încrederea și certitudinea că proiectul pe care aceștia îl vor depune poate să fie eligibil. Eligibilitatea constă în felul în care se scrie proiectul, în felul în care respectă deci ce scrie în ghidul pe măsura care dorește să o implementeze. Și mai ales că astăzi, fără un consultant, un proiectant, deci care are în spate experiență, gândiți-vă că și proiectele sunt eligibile și pot să fie finanțate și este și o bucurie și o mândrie pentru cei care, pentru consultanții care au aport în absorția de fonduri, că practic de aici pornește. Deci felul cum îl concepți, concepție, gândire, expunere și punerea lui în practică. Pentru că persoana respectivă vine cu o idee... Trebuie să și plătești această firmă de consultanță sau ea își ia banii din proiect? Ce se întâmplă? În ghiduri se specifică o sumă de bani între 1 până la
8, sumă care revine pentru consultanță de la început și până la finalizare. Deci din valoarea proiectului. Deci banii sunt prevăzuți în proiect. Acum sunt mai multe metode prin care consultanții, acum nu pot să vorbesc în numele lor, consultanții își desfășoară ei activitatea lor proprie. Da, sunt situații în care își pot scoate acei bani din proiect sau și pot aloca în proiect? Sunt alocați în proiect. Suma de bani este alocată între 1 și 8, este suma între cât pentru scriere, cât pentru implementare și așa mai departe. Bun, dacă vorbim despre aceste proiecte pe care fermierii tineri le pot depune până în 31 iulie, ne puteți spune și, să spunem, cam de câți bani ar fi nevoie, care ar fi aportul propriu pe care trebuie să-l aibă tinerii fermieri în proiect sau ele se finanțează 100%? Este finanțare 100%. Deci pentru tinerii fermieri și nu numai pentru tineri, că sunt foarte multe măsuri care sunt finanțate, nu trebuie să ai aport în cofinanțare. Am înțeles. Deci, practic, trebuie doar să depui proiectul și să plătești acel proiect, probabil, celui care ți-l întocmește. Dar în primul rând, deci se pornește de la cel care este proprietar, titular. Dacă nu ești titular, nu ai documentele în legalitate, normal că nu poți să faci ce proiect. Trebuie să ai? Extract CF? De aici se pornește extract CF. Deci și tu trebuie să fii desemnat în primul rând, tu trebuie să fii cel care ești proprietarul, să dovedești că ești proprietarul, că dacă este o asociație mai mult din familie, tu vei fi cel care îi vei coordona toate activitățile care se vor derula în proiect. Suntem pe final, doamna Valeria Motoc. Aș vrea să ne subliniați puțin importanța fondurilor europene în perspectiva în care de cele mai multe ori România se spune că este codașă în atragerea fondurilor europene, dar în același timp oamenii își doresc să atragă, iată, fondurile europene cu finanțare 100%. Practic, cine nu și-ar dori să primească niște bani pentru a se dezvolta, dar în același timp există, înțeleg, și niște restricții ulterioare după ce proiectele sunt aprobate și duse la bun sfârșit. Nu știu, e o perioadă anume în care trebuie să acea afacere să se mențină. Sigur, și ce vreau să spun? În cel care își dorește să facă o absorție de fonduri, este foarte important seriozitate. Acolo unde nu există seriozitate și dorința de a, nu vreau să spun ce anume, dar din dorința de a nu respecta în conformitate cu ceea ce e specificat în proiect, normal că multe din activități sunt tăiate de la finanțare și atunci oamenii sunt pe undeva, mai atenți. Dar de ce este foarte important a ne putea ne dezvolta într-o zonă rurală? Haideți să vedem și să analizăm puțin. Doar ne ducem în spate cu câțiva ani. Să vedem ce a fost până n-au fost fondurile, ce este după ce s-au făcut absorbție de fonduri. De cel care implementează astfel de proiecte, normal că este mai ușor, te dezvolți. Hai să luăm în turism. În momentul în care tu ai făcut o pensiune după criterii europene și numărul de vizitatori sau de turiști care o să-i ai mai mare, calitatea serviciilor obligatoriu trebuie să fie competitive, deci ca tu să fii competitiv cu cel cu care ești pe zonă, normal că acolo se vede. Se vede că crește economic. Odată vine de la partea europeană că tu ți-ai făcut investiția și partea cealaltă te dezvolți că tu din activitățile pe care le coordonezi, tu îți faci buget, îți aduci bunăstare la buget.
Asta înseamnă că ele sunt, până la urmă, foarte importante, dar foarte importante. Multă lume spune că sunt greu de accesat. Este greu de accesat, dar dacă suntem cu seriozitate și dorim să implementăm, nu trebuie să ne ferim sau știu eu, că auzim de la X că n-a implementat, că nu se fac. Auzim și noi destule discuții în zonă, dar nu asta este. Eu încurajez populația, cei care doresc și care au posibilitate de a veni cu proiecte, pentru că este spre binele lor. Orice lucru, nimic nu primești gratis de sus. Totul este prin muncă și seriozitate. Au fost multe, multe probleme cu proiectele, dar încercăm să mergem mai departe, să fim serioși și normal că cine va fi serios și este serios, merge mai departe. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în studio, doamna Valeria Motoc. Să sperăm că, cel puțin la nivel de județ și în special în această zonă a Sighetului și a Maramureșului istoric, vor exista foarte multe proiecte depuse care să aducă o dezvoltare economică cât mai bună. M-aș bucura să fie din tot sufletul, pentru că trăind în comunitate cu dumnealor, normal că suntem mândri când putem să facem ceva pentru comunitate. Dacă doresc, știu eu, să vină înspre noi cu idei, cu sugestii, cu telefoane, să-i informăm, să-i direcționăm, noi cu multă plăcere, noi suntem la dispoziție tuturora. Bun, mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost prima parte a ediției Maramureșul Azi. Vă invităm să rămâneți în continuare cu programele TV Sighet. O seară frumoasă în continuare. La revedere!